Deci fac un apel la Ambasada Moldovei, fiindcă Ambasada Moldovei reprezintă statul în stat, în Italia, deci. Se află la 50 de kilometri. După primul cutremur, ei au apărut la consulat. La 10 zile. Ne aflăm numai la 50 de kilometri de Bologna. Ar putea, că dacă reprezintă statul, să fi venit măcar la 2-3 zile, dar nu la 10 zile. Pentru că, într-adevăr, stăm greu aici. Și apelez la domnul consul, să vină încă o dată aici, să ne asculte problemele noastre care le avem, care vor fi și care au fost. Deci, nu mai am nimic de spus. Asta. Apel la domnul consul ca să vină, să stea de vorbă cu noi, să vadă cerințele noastre, ajutorul care îmi trebuie, căci mulți spun că sunteți aici pentru bani, de ce stai aici? Du-te acasă. Nu, nu-i corect. Eu m-am stabilit aici, am 15 ani de Italia. Și când te duci acasă, la Crăciun, la Paște, în august, Radio Noroc și toate radiourile Moldovei spun, au intrat în țară atâtea milioane, au intrat în țară atât ajutor. Deci milioanele alea sunt dus în Moldova pe baza oamenilor care lucrează în străinătate. Și dacă nu am fi noi aici, statul se duce de râp în Moldova. Fiindcă fiecare familie care locuiește și muncește aici, în Italia, ține 7-8 familii în Moldova, care îi salvează de la sărăcie, fiindcă e sărăcie în Moldova. Asta e. Vă mulțumesc.